În urmă cu ceva timp eu am zis că clar anul ăsta este anul AMD pe partea de procesoare. Și asta prin prisma apariției pe piața Ryzen. Dar în momentul în care a venit Threadripper, pe mine m-a surprins în adevărat un sens al cuvântului. Threadripper este un procesor dedicat atât celor care folosesc sistemul pentru randări, deci multimedia, creatori de multimedia, dar și pentru cei care vor să aibă cât mai multe mașini virtuale. Se încadrează undeva la mijloc între categoria consumer Ryzen și arhitectura, mă rog, de fapt, gama de procesoare EPYC pentru servere. Pe Threadripper poți să adaugi mult mai multă memorie, poți să faci quad CLI, quad Crossfire, poți să ai memorie quad channel și de asemenea ai foarte multe lane-uri de PCI Express pe care poți să-ți pui ce vrei tu. Deci, efectiv, Threadripper-ul poate fi un sistem destinat oricărui task intensiv computațional, ca să zic așa. Este overclockabil, dar pe de altă parte îți trebuie o placă de bază care are 8 plus 8 conectori pentru alimentare, deci îți va trebui o alimentare cu 2 ATX PS. Pentru gaming aș zice că este cam overkill. Cei de la AMD au pus pe Threadripper un mod pe care îl activezi din softul lor Ryzen Master, gaming mod care dezactivează jumătate dintre nucleele procesorului pentru o mai bună compatibilitate cu jocurile, pentru că unele crashează la peste 20 de threaduri, dar și pentru o latență mai mică a memoriilor. AMD a reușit prin această gamă să unească zona asta de procesoare pentru gamerul obișnuit cu zona de procesoare destinate celor care fac treburi serioase. Trebuie ținut cont așa, îți trebuie o placă de bază cu X399, îți trebuie memorii DDR4, eu recomand peste 3000 frecvență și un cooler adevărat. Aici se află procesorul, iar pe lângă asta mai avem manual cu jucăria de la AMD, cheia, această minunăție și un suport pentru sistemele de răcire pe lichid. Și ăsta este procesorul în suportul lui. Pentru teste și alte nebuni avem o placă de bază de la Gigabyte, seria Aorus X399 Gaming 7. Este o super placă de bază. La socket se folosește aceeași urbaniță de care vorbeam un pic mai devreme și îți sunt marcate pe socket în ce ordine să-l desfaci. Deci aici ai 1, aici ai 2, aici ai 3. Voilà. Montarea procesorului este extrem de simplă. Nu ai cum să strâmbi un pin, nu ai cum să faci absolut nimic greșit. Tragi frumos de protecția asta, da? Iei procesorul, îl pui în suport de unde e scos acea minunăție, îl împingi ușor și asta e tot. Producătorii mari de cooler aftermarket au venit cu adaptoare, direct. Memoriile, am un kit quad 4x4 la 3000 MHz, HyperX seria Predator, care se vor comporta de minune cu această jucărie. Gata, am asamblat procesorul, am pus culorul, mai rămâne să punem ventilatoarele aici, să punem un SSD pe M2 sau de ce nu chiar două și să vedem ce știe să facă Threadripper-ul 1950X.